Scandalul a început în momentul în care bărbatul de 26 de ani s-a gândit că mai merită o șansă la dragoste, așa că a băut câteva pahare pentru a prinde curaj și a pornit spre locuința fostei iubite. Supărat că aceasta nu vrea să iasă afară pentru a asculta oful, gălățeanul a scos un pistol și a început să strige că se va sinucide. Un locatar a sunat la poliție, dar până când forțele de ordine să ajungă la fața locului, omul a început să se izbească cu capul de geamul unui magazin până la spart. Polițiștii l-au găsit pe jos, plin de sânge și aproape inconștient, iar la câțiva metri se afla și pistolul, la cărui proveniență rămâne deocamdată necunoscută. Tânărul a fost reținut de către polițiști pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Galați, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată și distrugere. Fapta sa îl va determina să se gândească acum de 2 ore înainte de a mai face un astfel de gest, mai ales că iubirea i-a adus un dosar penal.